Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, președintele României, Claus Iohannis, a semnat luni, 15 ianuarie 2024, o serie de decrete de decorare. Două instituții din Botoșan au fost decorate de Claus Iohannis. Este vorba despre Teatrul pentru Copii și Tineret Vasilache și Teatrul Mihai Minescu din Botoșan. Astfel, în semn de apreciere pentru îndelungata contribuție la educarea copiilor și tinerilor prin arta animației și valorificarea filonului tradițional al poveștii, legendelor și tradițiilor românești, președintele României a conferit Ordinul Meritul Cultural în gradec ofițer, categoria D, arta spectacolului, teatrului pentru copii și tineret Vasilache din Botoșani. De asemenea, în semn de apreciere pentru îndelungata contribuție la dezvoltarea artei dramatice în spațiul moldovenesc pentru rolul avut timp de peste un secol în promovarea istoriei naționale și valorilor culturii și identității românești, președintele Claus Iohannis a conferit ordinul meritul cultural în grad de ofițer categoria D, arta spectacolului Teatrului Mihai Eminescu din Botoșani.